Peste 500 de hunedoreni și-au găsit un loc de muncă pe parcursul lunii noiembrie cu sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, majoritatea provenind din mediul urban. Dintre aceștia, aproximativ jumătate au vârsta de peste 45 de ani și aproape 50 au între 25 și 30 de ani. În cursul lunii noiembrie a acestui an, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara au fost încadrate în muncă 509 persoane, dintre care 275 femei. Din numărul total de persoane care au fost angajate, 50 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a Agenției Teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în a cărei rază au domiciliul sau reședința, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată, a declarat George Tatomuța, director a JOFM Hunedoara. Din totalul persoanelor care și-au găsit un loc de muncă, cele mai multe, adică 251, au peste 45 de ani, iar cele mai puține, respectiv 47 de persoane, au între 25 și 30 de ani. În funcție de rezidență, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 380 provin din mediul urban, iar 129 din mediul rural. 205 persoane angajate au studii liceale, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, în număr de 146, și 50 au studii universitare.